mai țineți minte dansul Gabrielei din materialul din Life? Eu, sincer, m-am rușinat atunci când am văzut acel dans, când dansa în fața lui Valentin undeva pe canapele. Acum, ce să credeți, și Denic face cam același lucru. Nu știu ce... Eu, dacă aș fi fost în locul oricărui fete din casă și gen am văzut materialul ăla, nu aș mai fi dansat în stilul acesta, pentru că, Doamne ferește, poate te trezești cu material în live și, sincer, e rușinos, așa, e un pic penibil, nu știu. Eu atunci când am văzut materialul cu Gabi, chiar m-am rușinat, nu știu de ce, dar mi se părea așa un pic vulgar și provocator, dar mai mult vulgar. Adică provocator, dacă ar fi fost, nu ar fi fost o mare problemă, pentru că dansa pentru iubitul ei, dar mi se părea așa, nu știu, ca și la Deni acum. Și a fost sfătuită să nu poarte sutien, deși cred că ar fi fost... ba, mie îmi place, să știți, până la cum este, doar nu-mi place la spate, la fund, nu știu cum. Deni a avut ținute mult mai reușite decât aceasta, dar îmi place foarte mult culoarea și îmi place foarte mult materialul rochei. Okay.